Putem începe? Da, bună dimineața! Primul pas care trebuie să-l facem este dat fiind faptul că domnul Veleașov a finalizat mandatul de 3 luni ca președinte de ședință. Va trebui să alegem un președinte de ședință pentru această ședință și pentru următoarele 3 luni, inclusiv aceasta, da? Rog propuneri din partea dumneavoastră privind președintele de ședință. Domnul Dudulică. Domnul Prisiecaru, îl propune pe domnul Dudulică. Altă propunere? Nu mai avem altă propunere? Supunem la vot propunerea domnului Dudulică? Da. I-am numărat așa, voturi împotrivă, pentru le-am numărat, împotrivă, abține. Domnul Velea și domnul Gâlea, pentru domnul Dudulică a fost pentru, da? Domnul Dudulică, vă invit aici lângă mine. Ia să vedem. Domnul Julia. Secundă, vă rog să-mi Sunt 15 și sunt 36 de voturi. Nu, nu au fost. Nu au fost. Suntem 15. Domnul Marcel Culima, dar cum să fie? Rămân 14. 14... Domnul Culima nu a fost. Nu a fost. A fost și el. Că a fost cât a fost? Da. Deci ce nu a fost? În ce nu știu? Deci n-au fost așa, dacă doamna Albeiu n-a fost, doamna Gheorghesi n-a fost, domnul Dudulică este acum, domnul Gâlea n-a fost, domnul și domnul Săvoi Florin n-a fost. Înseamnă că am fost restul care nu au fost, am fost. Pentru că sunt 3 luni ori 2 ori... Dar nu da. Am două mandate consecutive mai voi, dar da, restul sunt da, legea același și fiind faptul că domnul Dudulică a fost așa ales ad hoc, să începem prin a supune la vot procesele verbale de ședință. Primul proces verbal este a ședinței ordinare de data de 21.06, care a fost postat de o lună și ceva, deci a fost postat în o lună înăuntru. Vot pentru procesul verbal. Avem împotrivă, abține, avem unanimitate. Procesul verbal al ședinței extraordinare din data din data de 7.07.2023. Voturi pentru, vă rog. Avem împotrivă, abține. Supunem la vot proiectul de hotărâre privind ordinea de zi, după aia promit că las pe domnul președinte să... A fost comunicată ordinea de zi inițială cu cele 3 proiecte de hotărâre, adică proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului, proiectul de hotărâre privind neasumarea responsabilității organizării de procedurilor de atribuire a contractelor, e vorba de cornul și laptele care se votează doar de la 3 ani, acum 2 ani am mai votat acest proiect, proiectul de hotărâre privind darea de administrarea unui container monobloc standard către școala gimnazială Răgătău, asta este ordinea de zi inițială. Voturi dacă... Pentru? Avem împotrivă? Abține? Și rugămintea acum este, avem o suplimentare a ordinii de zi cu proiectul de hotărâre privind actualizarea documentațiilor cadastrale la cele două terenuri achiziționate de către primărie. Este vorba doar de modificarea numărul de parcelă și de solă. Deci ele sunt unul lângă altul, numerele vin invers decât erau inițial. În momentul când s-a depus documentația pentru... Da. Suplimentarea, vă rog. Pentru. Avem împotrivă. Avem abțineri. Deci avem o abținere, domnul Deloc. Domnul Dudulică, puteți să uitați în ce? Era, dar ce s-a făcut? Nu aici? Nu, asta e ăla. Prima ați consilierea, să-l uitați, vă consiliți, să participați.
la lucrările ședințe ordinare din astăzi 29 a 7, 8, 8, 9, 200. Și asta după cum mă știți, avem la punctul 1 rectificarea bugetului. Haideți în față. Haideți să prezint rectificarea bugetului. Domnul consilier, poate ați văzut că pentru școala Răcătău, care a făcut reparații la Tamare, ei au solicitat suma de 60.000 de lei, din care 40.000 de lei îi aveau suplimentar, și ați văzut, luat de la navetă, de aceea luat, și 20.000 de lei să mai avocăm noi consiliul local pentru a face plata lucrărilor. A doua chestie importantă la rectificare este, după cum bine știți, s-au încheiat un contract între noi și PSC pentru angajarea de către PSC, nu de către noi, a patru persoane din terasa Comunei Vorgești care să îngrijească la domiciliu bătrânii. Urmează ca săptămâna aceasta, joi, să vină cei de la PSC să întâlnească cu domnii de la Asistență Socială de la noi, ca să facă o situație cu bătrânii care au nevoie de îngrijire și acei angajați care o să fie plătiți în septembrie să reducă alimente, ce costă, știți foarte bine că am aprobat odată acest lucru. În aceasta costă rectificarea și am pus bani pentru plata salariilor acelor patru angajați pentru lunile septembrie, octombrie, noiembrie, urmând ca ulterior să venim în semestru 4 cu altă sumă și să fie diferența și tot așa fiecare. Cam aceasta este. Vă rugăm să spuneți la cuvânt. Se angajează ei și plătim noi? Vă las să vă explice, doamna Temea, dacă n-am o... Și dacă numărul de bătrâni e mic, angajăm tot patru? Sau mai puțin? Cum? Beneficiază. Care au nevoie, domnule. Beneficiază. Numărul de bătrâni, eu știm, trebuie deci patru angajați obligatoriu? Nu, am pus, s-a pus pe fiecare zonă imediat. Pe patru zone am luat... Eram să înțeleg și eu, că altfel erau 40 de angajați. Nu. Păi da, că și că nu la fiecare. Da, domnule, am întrebat. Nu, domnul Budău, era discuția altceva. De trei. Și am vorbit cu dânsii și am zis, haide să fie patru, să o luăm așa, ca pe fixat, da. Să fie Orgeștiu, să o vorbim legea cu Galeriu. Noi, proiectul să fie și cu finanțare cu fonduri europene. Momentan plătim noi, după aceea când se aprobă proiectul, o să plătească din câte am înțeles și nu vreau să dau o informație eronată acum, ar fi cam 75% din fonduri, din proiect și noi dacă susținem cu 25%. Așa era cu contractul. Da, de asta. Păi ce spun și să vedem. O să fie concurs pentru angajare sau... PSC-ul face, nu noi. Deci angajații nu sunt ai noștri în primărie. Înțeles. S-au organizat niște cursuri, s-au dus la cursuri persoane. Ce discutam noi acum? Ei fac angajarea, dar totuși noi plătim integral la unul. Numai din 5 ani cât este proiectul, primii 2 ani este instituția plătim noi și următorii 3 ani ei plătesc la fiși. Și e regulă ca cineva să fie angajatorul și noi să plătim? De ce să fie regulă dacă avem un contract și ținem și este pentru cetățenii din comuna noastră? N-am spus asta. Nu e o logică, adică cineva se ocupă de partea de angajare, așa, dar... Aceeași situație a fost când au avut angajații prin, cum au fost, nu cu ce rușinții raducam în acest, chiar fetele noastre. Angajările au fost deja făcute? Persoanele respective au fost deja stabilite? Nu. Din ce știu, nu. Știi că ei erau de noi și erau angajații de la, zic că sunt astea, UNICEF, așa, și noi îi plăteam și erau angajați UNICEF-ul, aceeași situație. Ați menționat că noi punem banii pentru lunile care urmează acum, nu? Normal, că... Se întâmplă de decembrie, dar se înseamnă că
angajările ori deja sunt făcute, ori urmează să fie făcute foarte curând. Nu, este minimul pe economie, că ne-au spus cam ce sunt făcute. Păi nu, de ce am pus banii? Când se fac angajările? De când începe proiectul? Deci pur și simplu, de la 1 septembrie. Dacă momentan, informațiile pe care le am este că încă nu s-au făcut angajările. Astea sunt informații pe care le am săptămâna trecută. Bine, m-am întâlnit ultima dată cu... am fost la FSC și am vorbit cu doamna care se ocupă, că dânsa o să vină joi, v-am spus, am vorbit cu domnul arhitect de la asistență socială, pentru a identifica persoanele vârstnice. Este ceva bun pentru o comună și discuția, știți că am mai avut acest proiect, am mai avut... Să știe toată lumea și cine o să fie persoane angajate, să știm bătrânii care sunt în nevoie, să facem o listă. Da, v-am zis, dacă sunteți interesați, joi sunt, când vin domnii, puteți veni, nu este ceva schet, am și anunțat. Și acum acea lista inițială doar nu o să fie bătută în cuie cu persoanele asistate. Trebuie să ne gândim că sunt persoane care vor intra cu nevoie, persoane care vor ieși, înțelegem cum. Care vor pleca de tot. Da, adică... Se va face un plan de servicii, din câte am înțeles. Da, da. Ei țin evidența la absolut tot apoi cu angajații lor, ei nu o să represte doar o situație, nu? Și bineînțeles ce prețin. Eu a zic că aceasta este și nu cred că așa. Dacă mai sunt discuții la proiectul numărul 1. Da, eu aș vrea să mai menționez câteva aspecte. Referitor la faptul că mai avem... La școala de la Răcătorul ați menționat faptul că lucrările au fost deja făcute sau urmează să fie făcute reparații? N-am înțeles. Au fost făcute. Dar din exprimarea din referatul de aprobare se înțelege că e necesară repararea claselor, adică în viitor. Poate a fost cea mai bună exprimare, dar după cum am spus, verbal mă exprim foarte bine, lucrările au fost făcute nu de către noi, de către primărie, de către școală, e pe reparații. Era un regim de urgență, la tavane. Da, au fost probleme la Răcătoare, mă scuzați că intervin, au fost probleme anul trecut la Răcătoare, au căzut tavanul la copii în timpul orilor. Da, au căzut mult, nu era nimeni în clasă. Da, și acum s-au făcut reparațiile. Nu au avut tavane, nu au fost nu, asta vreau să întreb, că mai sunt mai puțin două săptămâni până la școala anului școlar și vreau să vă întreb dacă mai avem adrese de la directorii școlilor privind nevoile pentru începutul de noua școală. Mai este o adresă depusă luni și acum suntem în discuții pentru la școala Sohodor, la centru container cum este, să punem gresie și parchet în semne de clase și gresie pe hol, e adresa venită luni și urmează, pentru că fiind pe investiții, că nu e pe reparații ca pe tavan, ca la tavane, la școală pe tău, să venim cu absolut tot, cât de curând venim în fața noastră, că trebuie schimbată sau actualizată lista de investiții, tot ce trebuie, prinși banii, deci trebuie un venit costum. Este un parchet, nu parchet, la școala modulară, la grădiniță, aia albastră. La aceea au zis să fie parchet în sale de clasă și în cancelarie și gresie. Și urmează să luăm legătura cu cineva imediat, să facă un deviz ca să vedem suma estimativă și să venim în fața noastră cu un proiect, pentru, în primul rând, cu completarea listei de investiții și, în al doilea rând, cu suma necesară. Evident că până la începutul anului școlar, probabil că... Fapt, nu probabil. Sigur, nu va mai fi timp efectiv pentru a mai face lucruri. Da, exact. Pentru că trebuie să facem procedura. Da, solicitarea a venit acum. Schimbarea unui parchet, cu tot că poate face într-un weekend. Solicitarea mi-a fost făcută, adică a fost făcută către primărie vineri, la ședință, la ora 1, a fost la 1:30 cu ședință. Cum ați avut dimineața la școala de Cătău. Atunci a zis domnul director. Solicitarea, mă scuzați, a fost făcută de foarte mult timp înainte. Eu vă arăt solicitarea. Nu, verbală. Verbal, a fost făcută de multe. Dar scris? Făcut oficial. Târziu pentru ce vrea, trebuia să fie mai devreme. Trebuia să pregătească un pic mai devreme ca să poată să... Acolo ar fi posibilitatea că, din ce știu eu, acolo ar fi lucrări, știu sigur că sunt clasele mici, dar din ce știu, este o săptămână atunci când e vacanță, nu la clasele mici, în octombrie. Am face toate, că am avea timp să facem toate demersurile și săptămâna aceea să se facă lucrările, că într-o săptămână se pune la patul săl de clasă și parchetul se poate pune și după ore. Da. Până-i...
Archetul, dar e vorba de grezi, după alții care alea nu poți, vine... Dar ce-s băiețile alea mici? Nu, dar oricum e întreaga documentație că fiind investiții să facem treaba asta și în octombrie, săptămâna aceea, să facă efectiv lucrările. E bine să fie făcute toate procedurile până atunci, ca să nu mai... Tocmai, că noi deja începem. Da. Asta este cu școală. Dacă mai dorește cineva, dacă nu, trecem la aprobarea proiectului. Votul pentru, vă rog. Domnul Velea, votul dumneavoastră? Domnul Velea. Votul împotrivă? Abținerea, am văzut toate mâinile ridicate, deci avem 14 voturi pentru. Trecem la proiectul numărul 2. Proiectul numărul 2, după cum a zis și domnul secretar, din 3 în 3 ani, aici trebuie să luați mai mult de un secretar, că nu s-au purtat discuții la Consiliul Județean în privința acestui subiect, dar e același proiect că achiziția, pentru că în programul lapte și cornul, să lapte și cornul face Consiliul Județean și numai primăria, nu? Da. Dacă mai e ceva. Dacă doriți, vă scris acum, eu nu am. Da, tocmai de asta ni se pune în poate acest proiect, pentru că legea îți permite ca și tu ca UAT să poți să te ocupi de achiziție, chiar să vrei, să-ți dorești, să-ți dorești lucrul ăsta. Adresa Consiliului Județean către Primăria Horgeș pentru a aproba acest proiect a venit în data de 3 iulie. Și ar trebui ca până la 1 august noi să dăm un răspuns Consiliului Județean. Noi nu ne-am mai văzut într-o ședință ordinară din iunie la Horgești. Eu chiar sunt curios dacă Consiliul Județean Bacău până la această oră nu a demarat deja procedura. Pentru că mai sunt mai puțin 2 săptămâni până la începutul școlii și eu m-aș mira ca cei de la Consiliul Județean să nu fi demarat pentru procedura de achiziție pentru acest program care are valoare foarte mare. Eu m-aș îndoi de asta zic, că la momentul ăsta procedura nu este deja începută. Probabil fără proiectul de la Horgeș, dacă este așa. M-am uitat un pic pe referatul de aprobare și exact asta practic se spune aici. Justificarea pentru ca cei de la Consiliul Județean să facă este faptul că ei ar obține prețuri mai avantajoase. Dar nimeni nu spune și de calitatea acestui proiect. Și nu zic că, știu că nu există nicio comună din județ care să-și asume în oraș. Niciun, da. Niciun oraș. Nu, mai sunt. Mai sunt. Nu, nu la noi județ. Nu, la noi județ. În țară sunt care sunt primării care își asumă lucrul ăsta. Și poate tocmai de asta zic. Bine, m-aș mira ca vreodată Horgeștiu să fie inițiator la așa ceva. Dar o discuție altă la nivelul județului Bacău, prin care mai multe comunități să se adune și să facă 4 comune, de exemplu, cum am fi noi împrejurim, să te asociezi și acei copii să beneficieze de un cont cald. Avem și noi producători locali la Horgești. Avem și noi oameni care au o livadă, să poată să le aduce un fruct din zonă. Știm deficiență, știm că vin acele cornuri care le aduc o dată pe săptămână și stau vechi și de multe ori ajung la animale. Avem aceleași discuții an de an. Dar aici cineva trebuie să aibă inițiativă, să deschidă acest subiect. Este o cutie a Pandorii. Știu că e ușor să spui, toată. Ne-am dat neasumare, s-a rezolvat, nu ne mai interesează. Mănâncă ei copii. Care mănâncă? Mănâncă, care nu mănâncă, nu mănâncă. Dar cineva trebuie să-și asume lucrurile astea, să discute deschis despre această situație. Și n-ar putea să facă, nu știu, o patiserie din comună, niște coruri calde, să le ducă. Dacă nu ajunge bugetul, că se spune că prețul, mai suplimentăm noi de la bugetul local un 50 de bani pentru cornul respectiv. Și facem în așa fel încât copilul să primească nu numai un produs la, cum a zis aici, că să fie prețul redus, dar să fie și un produs de calitate. Dar eu o să mă abțin la acest proiect și din perspectiva asta, dar și din perspectiva faptului că este foarte târziu pus spre aprobare, așa cum a spus Consiliul Județean, solicita această aprobare până la data de 1 august, cel târziu. Noi suntem la finalul lunii august. Aici n-am ce să răspund, e strict punctul de vedere al domnului Dămocu. Nu e punctul meu de vedere, este negru ca ați venit cu proiect. Primele două luni nu prea ajunge pe se putea veni cu un proiect, dar venind doar consider și asta e situația, nici nu vreau să discut despre asta. În privința patiserii, o să știți, din toate toate societățile sau IFE-ul, PF-ul, ce doriți neastră cu sănătatea trebuie care sunt deschise la nivelul comunei Horgești, nu avem niciuna care să aibă obiect de activitate patiseria. Asta vă să le urmărească.
se poate face. Nu știu că avem loc la la Sofotorul. La Sofotorul sunt oameni care fac pizza, eu știu, nu păi are patiserie. Haide să văd, păi așa sunt și care vând material de construcții. Dacă nu au în domeniul de activitate patiserie, nu au patiserie. Haide să fim clari, nu. Dacă nu ai înseamnă că nu poți să faci, doamna. Păi și păi nu, veniți doar ar trebui, veniți, păi faceți patiserie, poftim. Păi zâmbiți și veniți doar că ar trebui, faceți! Că e ușor să veniți odată la o lună și să spuneți, hai să ar trebui să faceți. Domnul Dumnezeu a vorbit ca să-și facă domnul Dumnezeu patiserie. Domnul Dumnezeu a propus o idee care eu zic că e benefică pentru copii, în primul rând, ideea pe care doamna Atenea o ia în derizorii ca orice lucru serios pe care eu îl propun în pasul local la Borgești. Nu, serios este când veniți cu soluții, nu doar cu eu consider și eu vreau și eu cred. Veniți efectiv cu soluții. V-am adus proiect să puneți GPS-ul pe mașină, să vedem ce facem la zonă. Asta ce soluție? Să facem economie. Deci muriți de grijă mea, asta e soluția dumneavoastră. Nu, dacă mai dorești cineva, dacă nu mai dorești cineva, voturile vă rog. Vot proiectul nostru. Votul pentru, vă rog. Pentru. Domnul Belea? Pentru. Domnul Belea, am avut pentru. Pentru. 12. Votul împotrivă? Doamna Lumuț? Abține. Și abține? Domnul Dăbogă. Proiectul este aprobat cu 12 voturi pentru și o unul împotrivă și o abținere. Trecem la proiectul numărul 3. Doamna. Da, privind darea în administrarea unui container monoblanc standard de pe școala gimnazială Recătău. Cred că știți despre ce container e vorba. Este vorba de unul dintre cele trei containere care au fost achiziționate, două pe asistență socială și unul pe ISU când a fost cu pandemia și cea mai mult. Și acum, pentru că la școala Răcătău, dar să zic strict, la terenul de sport de la școala Recea, ar trebui un container. Domnul profesor este aici, a fost solicitarea mai de mult, am căutat modalitatea. Da. Da, da. Și am zis că ar fi bine și ar fi necesar ca să dăm în administrare acest container. Bine, sub, dacă sunt probleme, o să îi dăm din nou destinația inițială, în cazul în care nu putem face față cu cele două containere pe care le avem în prezent disponibil. Eu, domnule consilier, consider că ar trebui aprobat acest proiect de hotărâre, vine în ajutorul copiilor, acolo chiar se joacă fotbal pe terenul de sport. Nu numai, dar și pentru copii și pentru echipament și pentru păi, copii. Da, pentru eventual, fereastră, Dumnezeu de ceva, deci se poate folosi și pentru alte scopuri. Vă rog să vă strigă să dea. Domnul de loc, da, aveți sumă. Terenurile de sport au mai fost toate de administrarea copilor. Da. Și avem și regulament de utilizarea lor. Am deschis acest subiect în urmă câteva luni și rămăsese că vom face... Tot ceea ce a fost și ați votat în fel de hotărâri privind darea dată în administrare s-a făcut predarea, primirea. Și de pentru la un regulament de utilizare a acestor terenuri? Regulamentul de utilizare este, urmează a fi făcut de către o entitate care îl are în administrare. Este prevăzut în contract de administrare. Acum, domnul Butnaru nu este doar domnul Butnaru, școala Gălcătău sau școala Lălice, sau terenul sport Lălice. Nu, acel regulament trebuie să existe de astăzi, pentru că în caz de, Doamne ferește, un eveniment fericit, fie că el va trebui să fie analizat cu regulamentul de organizare și funcționare a școlii, în sine, până la urmă, dacă stai și ne gândim, da? Atât, domnul Dumnezeu, a terminat? Da, deci, momentul ăsta nu există regulament. Nu, v-am spus. Eu am spus că s-au predat... Degeaba spui tu. Cum se consideră, da. Așa este. Nu. Deci eu n-am făcut niciun regulament de genul ăsta. Entitatea urmează... Dacă l-a făcut și eu vă spun că nu, v-aș minți. Deci nu avem cum să facem mai regulamentul odată și l-a dat în administrare pe Da. Dacă mai dorești cineva... Poate l-am făcut. Dacă nu, supunem la vot. Votul pentru, vă rog. Pentru.
Domnul Velea, nu știu cine mi-a răspuns, domnul Velea. Bun. Și domnul Velea la fel, da? 14 voturi pentru. Împotrivă și abținerea vă spate mult implicat. De la suplimentarea ordinii de zi, aceasta o să vorbesc cu personal și chiar v-aș ruga dacă se poate să votăm să ajung și la notar, să dau acea declarație astăzi, să pot să o depun la OCPI ca să iasă documentația cât mai repede. Deci după ce s-au făcut toate documentele, s-au trimis la OCPI exact cum v-am spus, atunci s-au sesizat că pe titlul de proprietate de pe care s-au cumpărat acele suprafețe de teren, tabloua și parcela de la o suprafață sunt trecute în ordinea la altă suprafață, ambele sunt suprafețe acum ca la care noi suntem proprietari. Dar este acea greșeală și în titlul de proprietate și automat s-a făcut acea greșeală și în contractul de vânzare-cumpărare încheiat la acea dată. Și OCPI-ul dorește acum să actualizăm. Ar fi trebuit prin instanță, că știți, dacă este intrat în circuitul civil, a trebuit prin instanță, am vorbit și cu doamna director de la OCPI, că vă dați seama, în instanță ar fi durat cel puțin 2-3 ani. Și au zis că dacă Consiliul Local își însușește acest lucru, că sunt tabloua și parcela sunt greșit trecute de la un alt tabloua și parcele, de fapt, și dau acea declarație notarială, se poate face acea actualizare și noile cărți funciare necesare pentru a face schimbările de teren vor fi se va putea face se va putea face acel schimb de teren. Acesta mai este singurul impediment. Și după cum ați văzut și în acte, ca să nu mai fie discuții, chiar nu vreau să avem altă discuție decât că există acea schiță făcută, da? Și se vede clar că pe terenul nostru aici este pe domnul Bogor, sunt două imobile care sunt pe terenul de sport, ca să nu mai fie discuții că nu sunt terenul, acele două clădiri pe terenul de sport. Deci sunt. E acest plan de aplasament. Care e făcut acum, da. Și o să fie trecute, o să trebuiască să fie trecute în cartea funciară, o să fie trecute ca și clădiri, pentru că nu suntem proprietari, sunt doar experți acolo, și când vom face schimbul de teren, așa cum v-am spus, vor fi date tot domnului Țurcan și cu aceea decide ce să face mai departe. De aceea vă rog, domnul consilier, să mă dați acest proiect de hotărâre și să nu duc ca să pot merge să dau acea declarație notarială. Mulțumesc pentru înțelegere și pentru ajutor. Domnul Ramu, putem fi să iau un pic, că vă trebuie pentru că trebuie să intru la... Deci, domnul Belea, să vă iau votul pentru, da? Da, da. Da, ok, domnul. Bine, vă mulțumesc pentru telefon. Dacă sunt discuții. Dacă nu trecem la aprobarea proiectului. Votul pentru, vă rog. Voturi împotrivă. Abține. Sunt abține? Da. Avem o abține, domnul Dămoc. De ce nu vreți să 13 voturi să facă schimbul să se achiziționeze terenul? Eu înțeleg de ce trebuie să fiți veniți mereu cu explicații de asta pe ultima sută, cu suplimentări, când proiectul trebuie să fie la mapă cu o zi, cu o săptămână înainte, să ne documentăm, Doamne. Să votăm informat. Doamne, veniți cu suplimentări de asta pe ultima sută, cu... Da, e o aberație ceea ce spuneți, dar nu miră pe nimeni. Trecem la următorul proiect. Vă rog frumos la diverse, la toate și interpelări. Da. Cât mai pe scurt și cât se poate ca să pot merge și cum să semneze pe fiile ca să cine-i dorește? Să scrie la cuvânt. Domnul Dămon, doamna Nunut? Nu. Nu, ca și eu. Domnul Săcaru, domnul Bătnaru și domnul Dinăvi. Haideți, începeți ca să... Avem un campion național așa. Da. În repetat de rând. Nu e campion național. S-a fost premiat. Da? La 15 august. Adevărul că a fost o eroare acolo. Da. Pentru că domnul director, domnul Lucaș,
a fost cererea făcută și pentru băiatul care a luat examenul de capacitate cu o notă meritorie și a făcut o cerere și pentru băiatul care este premiat la șa. Și a fost pe statul de plată o mică eroare, s-a văzut că unul și același copil și a fost premiat de două, adică banii sunt, dar suma este dată, numai că a fost dată un singur copil. Da, dar cererea este făcută pentru, adică cererile sunt făcute pentru ambii copii, dar banii s-au primit. Asta e la domnul Democrație. Tot referitor la faptul că începe școala în curând, am discutat încă de anul trecut faptul că au existat niște solicitări a unor părinți ca și zona în care stau ei să fie deservită de microbuzul care se ducă copiii la școală. Și o să fac un apel ca să fie gândit încă de la început, să fie gândit aceste trasee, în așa fel încât să fie duși către școală și copiii din Mazip. Și toate zonele unde este nevoie, unde copiii fac 3-4 km până la școală. Da? Dar nu vine niciunul de la Răcător la Vâlcești, știți? Adică faci de la Răcător sau în Răcător și faci școală. Da, ironii ieftine, dar lăsați-o. Dar nu veniți cu realități. Pentru părinții respectivi care copiii merg pe jos. Da, dar nu spuneți 3-4 km. Dar fiți corect, domnul Dămoc, nu vă stă în caracter treaba asta, asta o cunosc. Dar fiți corect. Eu ridic o problemă concretă, o sesizare. Păi concret, spuneți realitatea, nu introduceți în acel concret și niște chestii așa de dată lacrimile. Păi de la Mazil până la Recea? Vede, cât? De la Mazil până la Recea? Păi, cât? 4? Facem 5. Haideți, sunteți în 5 concret. Eu zic să vă concentrați pe problema cu oameni. Și eu zic să spuneți ceva, spuneți realitatea. 400 de metri de la Mazil până la stradă de Răcătău în diametru. Deci spune, când prezentați orice situație, spuneți realitate cap coadă. Nu introduceți câteva... Concentrați-vă pe problema copiilor și nu pe problema mea. Problema copiilor, tocmai de aceea am venit și propunerea cu microbuzul unde aș putea garanta că n-ați votat pentru. Tocmai... Deci propunerea a fost a mea, nu a dumneavoastră. Mai lăsați foarte prostie. Și veniți numai cu... Tocmai în acest sens vreau să vă informez că Ministerul Mediului lansează din nou... Știm. Se vor putea achita din nou microbuze electrice. Și deja suntem în lucrări. Foarte bine, dacă sunteți, foarte bine. Eu tocmai de asta vă și informez, ca să știți că mai puteți să mai luăm un microbuz electric. Păi, trebuie să vă mai și informez ce o să facem. Vreau să vă spun că am văzut că s-au pus pe site-ul primăriei toate documentele referitoare la aprobarea noului plan urbanistic general. Și vreau să vă întreb când va dezbaterile publice în fiecare sat, când va exista o întâlnire cu cetățenii. Aici o să se facă domnul secretar o ședință și o să vă spună că dânsul a lucrat la acest proiect și o să intre și ședință de consiliu local. O să fie totul cum e pe site, adică cum e depus acum pe site, așa o să fie depus și o să se ajungă la cunoștință. Eu mi-am notat mai multe probleme, zic eu, de acolo, sau mai multe semne de întrebare, să zic, din ce am văzut. Vă invităm la sediu, la primărie, la domnul secretar, la domnul vite și... Acum așa, la obiect, așa să-mi explicați pentru terenurile care sunt la momentul ăsta în intravilan și care urmează să treacă în extravilan, cetățenii fiecărui parcel vor fi informați despre acest lucru sau care este justificarea pentru ca terenul și de ce terenurile sunt... Trebuie să existe o suprafață, să rămânem în o suprafață teren intravilan. Este teren intravilan la momentul actual sau în punctul actual în care nu o să se construiască niciodată către partea aceasta mers și este teren în extravilan și vă dau exemplu, toată partea Somotor cu Orgeștiu, unde am acea suprafață am legat în intravilan ca să se poată construi, de fapt aș plătui, dar să se poată construi în continuare. Am avut în vedere când am introdus în intravilan, ca intravilan în punctul nou, tot așa și în special bine și pe Răcătărea, dar în special pe Slobodor, că acolo este numărul mai mare de solicitări de a se construi. Și așa, domnul Budeau, ca sfârșit urbanist, este aceea, nu, corelație între teren intravilan, extravilan, nu, domnul Budeau? Da. Așa,
și automat trebuie să renunțăm la terenurile intravilane care sunt actualmente intravilan și să le facem extravilan, poate fi alte terenuri care chiar sunt, sunt pentru a construi case, să nu mai fie intravilan, să fie intravilan. Ok, asta am înțeles și problema de la Suhodol o știe toată lumea și foarte bine că se rezolvă, dar, dar cetățeanul care are acum teren intravilan, va fi informat că terenul lui va deveni extravilan? Și dacă el nu va fi de acord? La ce terenuri am stabilit ca să fie spațiu, vă zic că o să fie de acord, pentru că acolo sunt zone care nici n-ar fi trebuit să fie intravilan, s-au introdus ca să fie aceea suprafață de intravilan per comună în Bucătul. Da, eu aștept cu interes data când vor avea dezbaterile publice și chiar sunt curios dacă chiar așa o să fie, dacă toți cetățenii o să fie bucuroși de terenul lor pe care au plătit-o o grămadă de bani ca și intravilan. Nu este o grămadă de bani pe intravilan. Cât e drumul? Dar câte, la extravilan, poate, deci la intravilan, că nu e o grămadă de bani la intravilan. Eu nu mă refer doar la impozit, mă refer la persoane care au cumpărat teren intravilan, tocmai ideea în care poate peste 10 ani vor vrea să-și facă o casă. Sau, și acum el va fi peste extravilan. Eu v-am spus unde sunt și tocmai la alte ședințe spuneați că cetățenii nu mai sunt, tocmai așa am avut în vedere. Vedeți, lăsați puțin așa, lăsați imaginația, lăsați buna voință să lucreze și să buna credință în primul rând. În regulă. Eu nu, n-am acuzat pe nimeni de nimic, eu nu m-am pus niște întrebări. Da. Dar pentru oricum n-am, am văzut că n-am menționat nimeni de problema asta. Iar planul urbanistic general este una dintre cele mai importante, unul dintre cele mai importante documente dintr-o primărie. Adică vorbim de viitorul dezvoltării comunei în Forgești pe următorii 10 ani. Trebuie să știm despre ce, despre ce vorbim. Mai avem, domnul Dănuț? Da, mai am o problemă. Voiam să vă întreb în lumina ultimelor evenimente. Cine e persoana responsabilă care se ocupă de rezervorul de combustibil din curtea primăriei? Adică avem un regulament expres de modul cum se face alimentarea cu motorină, cum se fac... Cum... Eu știu când am achiziționat acel rezervor, s-a discutat și au fost subiecte. Și haideți, acum lumina... Da, acolo era altă situație aici, motorina. Motorina nu se aprinde ca acel ce a fost acolo... La da, GPD. Da, lată. Nu se aprinde, dar se dă lată. Să mai facem ceva, să zicem. Păi și spuneți-mi, da, cine e persoana care se ocupă de alimentarea autoturiștilor? Hercio Adrian. În regulă? Și avem și un regulament de... A fost discuție. Știți, foarte că ați participat la ședință. N-are rost să răspundă. Nu, pentru că, ca să vă spun de azi, deci nici la momentul acesta, Consiliul Local Forgești nu a aprobat un normativ de consum pentru mașini. Deci la noi totul se merge la liber. Fiecare pune motorină cum vrea, fiecare poate da, să primă cum vrea. Da, știți cum vin aici? Eu, de exemplu, acasă las mașina pe benzină acasă, când vin și cu motorină. De, am ajuns și la cea cu benzină și cu motorină, fiecare vine. Vreau să faceți o glumă, dar de fapt spuneți adevărul. Da? Ce mă bucur, știți că nu mai ai mașină pe motorină? Doamne, da. Sunteți pe invidia. Vă zic să vă apucați de nouă carieră de stand-up comedy, că cam acolo... Ziceți să am calități? Știți, umorul e pentru om inteligent. Vedeți? Lăsați pe alții să vă laudă. N-ați vrea să fie umor, e caricatură. Lăsați pe alții să vă laudă. De cuvântul lui domnul Prisecar. Și mai am o singură mențiune. A început, s-a aprobat o nouă investiție pentru Comuna Horgești, o investiție de 50.000 de euro pentru o magazie de lemne la școala Suhodol. Deci copiii la începutul anului școlar nu vor avea teren de sport, dar vor avea o magazie de lemne de 50.000 de euro. Deci, haideți, domnule consilier, mereu găsește sumele. Deci asta este un proiect, sunt sume care, și ați văzut că la toate lucrările la care mereu s-a spus că nu știu ce sume enorme, ce au fost corect, atribuite contracte, a fost totul corect, sumele au fost corecte. Haideți să nu încep și să nu luăm cu terenul, tocmai îi spun că s-a ținut cu terenul de sport. Păi ce vrem? Ce să vorbim aici, domnule? Ce să vorbim, domnul consilier? Deci te abții și apoi te plângi că nu-i terenul când se fac demersurile. Haideți, vă rog frumos, trece la următoarea, trebuia să răspund să pot pleca. E mai mult decât pe domnul consilier, ce fie eu da, am terminat, mulțumesc. Am mai venit cu propunerea în Consiliul Local, lămpile vechi pe strada Măceșului nu arde decât un bec și destul de lungă, deci se mai completeze cu lămpi. Să notezi că frumos strada Măceșului, unde mai sunt și mai sunt locuri, deci lămpile vechi care s-au demontat de pe stâlp, să fie completate pe unde mai este nevoie. Strada Măceșului, un singur bec arde și destul de lungă. Și a doua întrebare, când estimați că se va finaliza proiectul pentru extindere rețea la Suhodol?
Exact atât. Estimativ, așa că... Estimativ. Dacă tot începe școala, vreau să știu și eu, să faci anul pe magazie, să începi să facă magazie. Da, magazia se face și termenul de execuție o să fie de maxim 2 luni, deci o să se termine în luna octombrie, o să fie gata magazia. Da, foarte bine. Ar mai fi o problemă la școală, la grădiniță, acolo am stat și cu un director. Geamul ăla în fața acolo e spart, nu se poate ocupa cineva să schimbe, începe școala, e școala trebuie să-l schimbe. Păi da, cum v-am zis, cum s-au schimbat, cei pe reparații, cum au reparat acoperișul sau tavanele, geamul schimbă școala. Noi venim pe investiții, ceea ce v-am și spus, pentru gresie, pentru parchet, pentru că nu a existat înainte, aceasta este o investiție și aici trebuie să vină primăria. Deci am avut discuții cu domnul Ecu și știe că, dar este că l-a mai schimbat odată și l-au spart iar. Că s-a schimbat de... Da. Când o să găsească o soluție să nu fie geam de... Soluția care? Că a zis că s-a văzut și pe camere cum copilul a luat intenționat iarba și a aruncat-o în geam. S-au dus, a venit și poliția, a văzut filmarea. Nu, 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 nu,
Mm-hmm.